În alta curte de casație și justiție a admis contestația Dreptei Unite, a anulat decizia Biroului Electoral Central și a admis protocolul de constituire alianței electorale formate din USR, PMP și Forța Dreptei. În alta curte de casație și justiție ne-a dat dreptate și a constatat că decizia Biroului Electoral Central de respingere a înscrierii protocolului Alianței Dreapta Unită este un abuz, un atac direct la adresa democrației din România, o încercare de a împiedica opoziția să participe la alegeri. Oricât de mare este disperarea regimului Iohannis, legile sunt clare, afirmă Cătălin Drulă, președintele USR. Pentru noi la Timișoara este un semnal important că democrația este apărată. Superpartidul care se formează sub ochii noștri și vrea să acapareze toate funcțiile în stat va avea o contrapondere de dreapta. În acest moment, Alianța Dreapta Unită este singura forță de dreapta din Timișoara și România, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.